Hristos a înviat. Iubiți credincioși, eu unul personal sunt foarte, foarte tulburat de bucuria cu care am constatat că mare parte dintre cei cu care am început slujba ați și rămas în continuare. Este mare lucru pentru că aș vrea să vă spun câteva lucruri la care mă gândesc de foarte multă vreme. Mă gândesc ce mesaj aș putea să transmit eu într-o noapte ca aceasta. Ce mesaj aș putea eu să aduc în sufletele dumneavoastră, pentru că mesaje ați ascultat diverse. Dar nu știu dacă ele au ajuns în suflet. Pentru că a ajunge la sufletul omului trebuie să fie pornit de la sufletul omului. Pentru că nu poate omul să primească în sufletul său ceva străin. Dacă ați avut vreodată parte de vreun transplant, știți că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le pună în balanță medicul care face transplantul, să vadă compatibilitatea, să vadă sănătatea organului pe care îl aduce, să nu-i facă mai mult rău decât bine pacientului. Ei, așa să știți că se întâmplă și cu mesajul. Primim în noi un mesaj de bine în măsura în care el pornește bine. Dar, din păcate, am fost provocat zilele acestea să dau răspunsul la niște întrebări despre societate, despre lucruri așa zis urâte. Și eu, să știți că în fața dumneavoastră repet numai un cuvânt scurt. Eu n-am văzut așa ceva. Eu n-am văzut oameni răi. Probabil că îți trebuie un anumit filtru prin care pe un om să-l faci tu rău în mintea ta ca să-l vezi rău. Pentru că oamenii nu pot să fie răi de vreme ce Dumnezeu i-a făcut bun. Nu cred în răutate pentru că probabil sunt unii care nu cred în bunătate. Și există un echilibru pe care mă străduiesc să-l aduc. Dacă unul este într-o parte, altul trebuie să fie partea cealaltă, astfel încât balanța să fie bine. Dar revenind la mesaj, mă tot gândesc de câțiva ani de zile cum să ajung în sufletul celor care mă ascultă. Și mi-am adus aminte de dimineață, că atunci când am împlinit 18 ani și eram unul dintre cei mai bătrâiori de la seminar, aveam un singur coleg care era mai mare cu 3 luni decât mine, eram în anul 1 de seminar și trebuia să țin un cuvânt, vă imaginați că noi ne exersam cuvântările în fața colegilor și i-am rugat pe colegi un lucru care cred că, de fapt, este esența unei cuvântări de Paști. Am spus așa, uitați-vă la mine de ieri până astăzi, să nu credeți că am făcut un pas atât de important încât să nu mă recunoașteți. De ieri până astăzi, e adevărat că am devenit major, dar nu sunt mai mult decât am fost ieri. Iubiți credincioși, s-a terminat un post ieri, de ieri până astăzi. Să nu credem acum că tragem linie și spunem, acum gata, s-a terminat postul, nu o să mai fiu nici așa de încântat să mă beșterească unul sau altul, nu o să mai pot să rabd tot felul de spuse împotriva, că nu mai e post, acum pot să ripostez și eu, pot să... Ei, aș vrea să vă fac aceeași urare, să nu vă schimbați de ieri până astăzi. Să nu vă schimbați starea frumoasă de post în condițiile în care ați postit cu bucurie, în condițiile în care ați postit cu sufletul mai mult. Pentru că dacă am fi postit până acum numai cu trupul, într-adevăr, de ieri până astăzi se schimbă tot ceea ce înseamnă alimentație. Dar noi credem că învățăm să postim cu sufletul. Și dacă am postit cu sufletul, înseamnă că nu trebuie să ne schimbăm de ieri până astăzi. Aș vrea ca sărbătoarea aceasta mare a Învierii Domnului să nu fie una
pe care să o așteptăm și la anul, să lăsăm hainele astea bune deoparte și să spunem, gata, ne mai vedem la anul, la Denii o leacă cu capul jos și după aia... Nu, aș vrea să fie ceva de fiecare zi, ceva care să vă bucure în fiecare zi. De exemplu, acum vreo două zile m-a întrebat cineva așa, chiar foarte dur, dar de ce zâmbesc? O, oh, și mi-am adus aminte așa de, fără să fac nicio comparație, Doamne ferește, fără vreo pietate, mi-aduc aminte de părintele Dumnezeului Creastră Teofil, care a fost întrebat de cineva, dar de ce dumneata zâmbești tot timpul? Și el a spus, pentru că așa sunt eu. Foarte frumos. Părintele vedea altfel decât vedem noi cu ochii. Și probabil că vedea bucuria învierii în fiecare zi. Cine poate să vadă bucuria învierii în fiecare zi, poate, într-adevăr, și are libertatea și chiar are datoria de a o arăta pe față. Cum putem să arătăm noi că suntem credincioși în Vierii lui Hristos dacă nu avem o lumină pe față? Lumina nu este sprânceana ridicată. Lumina nu este privirea tăioasă. Lumina este bucuria cu care îmbrățișezi pe cineva. Lumina este mesajul lui Hristos care a înviat. A învia înseamnă a îmbrățișa, a te bucura de toate. Uitați-vă la iarbă, uitați-vă la cât de frumos arată un răsărit de soare și veți înțelege că Dumnezeu a înviat nu numai El. Ne-a făcut și pe noi și toată natura să învieze. Urmează peste câteva ceasuri să ne vedem din nou la vecernia învierii, ceea ce se numește în tradiție a doua înviere. E bine că nu avem pretenția să fiți atâția. Din binecuvântate pricini știu câțiva dintre noastre care vor merge și la servicii, mai știu și pe alții care pleacă în călătorii îndelungate. Știu pentru fiecare parte din cei care sunteți aici unde veți fi peste câteva ceasuri. Să știți că dacă sunteți departe, noi rămânem aici. Și vă transmitem de la fața locului că Hristos înviază în fiecare zi, nu numai o dată pe an. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!